Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi facem o plimbare la off-road pe un traseu destul de dificil. Din păcate nu am mai găsit și alte mașini să ne însoțească. Sperăm să ne descurcăm așa, eu și șoferul meu începător, șoferița mea. S-ar putea să ne chinuim puțin, dar nu contează, învățăm. Afară este ceață. De pe video. Așa. Și încearcă să filmeze așa drumul, știi? Așa. Este o ceață foarte, foarte densă. Sperăm să prindem niște cadre frumoase. Și cel mai important, să ajungem din punctul A în punctul B fără prea multe bătăi de cap. S-ar putea să folosesc și troliu. S-ar putea să blocăm mașina prin ceva belți, dar cu toate astea sperăm să nu dureze foarte, foarte mult. Traseul pe care mergem este unul pe care am mai fost de două ori, odată cu mașina înainte să fie înălțată, cu kitul sau mă rog, cu amortizoarele cu înălțare, iar a doua oară după ce am pus amortizoarele și am luat cu noi și Suzuki Jimny, pe care probabil îl știți deja. Asta a fost acum un an de zile. Sperăm că traseul nu este foarte dificil și putem ajunge fără prea multe bătăi de cap, dar să nu fie nici prea ușor.
Am ajuns deja la o urcare mai dificilă. Pe aici au trecut niște jeepuri cu cauciucuri mai mari și încercăm să vedem dacă putem urca din prima. Am trecut eu la volan pentru că am un pic mai multă experiență și cunosc mai bine mașina. Îi dăm drum. Ai, ai. Am urcat din prima încă. Uitați reloarea. Da, traseul nu este foarte dificil. Chiar dacă e noroi, avem aderența destul de bună. Dau înapoi un pic. Deci chiar dacă e noroi, avem aderență bună din cauza că dedesubt terenul e uscat și sunt multe pietricele și roata prinde. Acum traseul a fost destul de ușor, mă așteptam să fie mai greu, însă cineva a îndreptat drumul și este mult mai simplu de mers. Uitați și voi unde am ajuns, este o ceață foarte densă, locul ideal pentru niște fotografii de Instagram. Dacă vreți să le vedeți, aveți link în descrierea clipului, contul de Instagram. Nu uitați să dați un follow și acolo și mergem mai departe.
Cam asta a fost plimbarea noastră de astăzi. Din păcate sau din fericire, traseul a fost cât de cât ușor. Acesta este locul în care am ajuns. Da? Este un deal foarte frumos. Din păcate, ceața încă nu s-a ridicat. Am făcut câteva fotografii și aici. Și pornim la drum spre casă. O plimbare diferită, o ieșire diferită ca până acum. Eu aveam în minte noroaie mai multe, folosirea troliului, un pic de chinuială, să zic așa, dar per total a fost frumos. Cam așa arată și mașina. Am anvelopele Riken SUV Snow, le-am pus alaltă ieri și o să le folosesc până la o ninsoare mai serioasă. Uitați și voi ce priveliște avem în spate. Suntem undeva pe Valea Brodinei, pe drumul care leagă Brodina de izvoarele Sucevei. Acum o să o luăm pe un traseu pe care n-am fost niciodată. Sperăm să nu fie multe porți sau zăvoare de deschis și să ajungem cu bine acasă. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru susținere. Dacă nu sunteți abonați, apăsați butonul de abonare, puteți să lăsați și un like, iar dacă mai și distribuiți acest clip, sunteți cei mai tari.